Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult că sunt oameni și disciplinați. Bună seara, Diana! Bună seara, Nadejda! Mă bucur foarte mult că ați reușit să vă conectați la timp. O să avem astăzi un live în mare parte bazat pe întrebările care le-am primit în această săptămână. Poate nu voi reuși să le răspund la toate, dar vă promit că într-un live viitor, în următoarele zile, le voi precăuta și pe celelalte. Life-ul din această seară l-am numit Primii pași către o alimentație sănătoasă și chiar din prima vreau să vă zic că pentru o viață sănătoasă nu este suficient să avem doar o alimentație sănătoasă. Deci alimentația este doar o părticică, poate a 10-a parte din tot ce e nevoie să facem pentru a avea un stil de viață sănătos, dar noutatea bună este că e partea cea mai importantă, de fapt, sau poate este partea care necesită cea mai mare pregătire, atât cunoștințe, cât și ustensile la bucătărie, planificare, o setare a minții diferită decât cea pe care am avut-o până acum. Și atât, deci mai mult nimic. Astăzi am intitulat prezentarea Primii pași către o alimentație sănătoasă și aș vrea să specific cele mai simple lucruri care de fapt aduc cel mai mare rezultat. Pentru că dacă aș începe cu, de exemplu, ce superalimente să folosim sau ce să mâncăm la micul dejun sau cum să ne organizăm un prânz sănătos, cred că ar fi foarte mare interes și ar suna destul de complex, dar așa după cum mă cunoașteți, vreau să simplific lucrurile, să le fac cât mai accesibile și cu putință de a le realiza. Am câteva fete harnice care s-au conectat la timp și vreau să îmi puneți un semn, să înțeleg dacă este sunet, dacă se aude, se vede, dacă reușiți să urmăriți ceea ce vorbesc. Așa, se aude. Recent am finalizat un curs, o provocare de 14 zile cu niște oameni minunați. Majoritatea continuă ceea ce am învățat în acele 14 zile. M-aș bucura să pot să cuprindem, să putem să cuprindem mai mulți oameni în provocările viitoare. Așa, vă mulțumesc fetelor pentru feedback. Iar acum, dacă aveți să notați câteva sfaturi cu care vreau să mă împărtășesc cu drag, deci dacă ar trebui să pun pe primul loc ce trebuie să facem pentru a avea o digestie mai bună, un tract digestiv mai bun, aș pune pe primul loc să avem ore fixe de masă. Noi ne avem o alimentație, majoritatea celor care lucrează la birou. Nu trebuie să vă rog să faceți acest exercițiu pentru că îl cunoașteți. Au farfurioare cu nucușoare, cu biscuiței, în oricare cabinet te duci, acum mai nou chiar și la bancă dacă te duci, te servesc cu bombonele, cu ciocolățele. Când vrei să servești o cafea sau un ceai, neapărat îți aduci și un biscuit și un dulce. Uitați-vă că ăsta l-aș calcula eu, l-aș plasa eu chiar pe primul loc.
Deci ore fixe de masă, fără nici un fel de gustări între mese. Dacă acest singur exercițiu o să-l îndepliniți timp de o săptămână, o să vedeți cât de bine o să vă simțiți și cum o să simțiți că lucrează toată mașinăria internă a voastră. O să fie cu totul și cu totul diferit. Deci, eu propun să începem alimentația de dimineață, masa de dimineață un pic mai târziu, deși noi ne-am obișnuit să mâncăm imediat cum ne-am trezit și știți că majoritatea nutriționiștilor recomandă masa de dimineață să fie cât mai copioasă, cât mai plină de calorii, pentru că organismul nostru are un metabolism la maxim de dimineață. Ei, uitați-vă că aș vrea să vă zic, lucrurile nu stau chiar așa în cazul în care urmărim să ne organizăm regimul nostru alimentar după bioritmul solar. Deci, de dimineață când ne trezim, corpul nostru intră într-o fază de detoxifiere de la ora 6 până la ora 12. Și în acest răstimp, da, este foarte important să hrănim organismul nostru cu nutrienți și cuvântul cheie este într-adevăr hrănim, pentru că nu vom consuma alimente sărace în nutrienți, vom consuma alimente foarte bogate, foarte dense nutritiv și acestea sunt sucurile verzi, sunt algele marine, sunt superalimentele care sunt, așa după cum am zis, dense în nutrienți, cum ar fi turmericul, toate felurile de plante sălbatice, ele sunt cu mult superioare plantelor care cresc în serie. Acum, dacă vorbim despre urzică, putem să o plasăm chiar pe unul din locurile de frunte, după cantitatea de calciu, cantitatea de fier care o conține. Dar când vorbesc despre plantele sălbatice și despre proprietățile lor nutritive, vă rog să aveți în vedere că acestea au nutrienți foarte ușor asimilabili. Degeaba ne uităm noi în comparație că urzica conține, deci cantitatea de calciu pe care o conține urzica în comparație cu cantitatea de calciu găsită în brânzeturi și lactate, dacă calciu sau forma de calciu din brânzeturi și lactate aproape că nu este asimilabilă de corpul nostru. Nu avem nevoie de produse care sunt foarte bogate în calciu și noi nu avem ce face cu el. De aceea noi vom căuta alimente care conțin cantități de nutrienți în formă asimilabilă. Și în forma aceasta asimilabilă, în primul și în primul rând, le găsim în produsele integrale, cuvântul cheie este integral, pentru că atunci când metabolizăm, corpul nostru metabolizează o substanță anumită, nu metabolizează calciul la singular, pentru ca să-l scoată din acest produs, organismul nostru are nevoie și de alte componente, să zicem așa, da? Are nevoie și de magneziu, și de zinc, și de vitamina D, după cum știți că și suplimentele au încercat să se facă tot felul de super suplimente, mai bine zis, sau medicamente în farmacii, în laboratoare, pentru absorpția calciului. Și dacă acum câțiva ani se zicea că putem să asimilăm calciu doar cu vitamina D3, acum zici că nu, că trebuie să fie prezent și seleniu, trebuie să fie și magneziu și zincul. Peste câțiva ani, credeți-mă că o să se mai descoperă că trebuie să mai fie prezent și alt mineral pentru ca să fie absorbit. Cel mai simplu este să consumăm produsul pe care Dumnezeu l-a lăsat pe pământ pentru ca să-l consumăm noi, pentru că El știe cel mai bine ce compuși trebuie să conțină această plantă pentru ca nutrienții pe care îi conține să se asimileze cât mai bine. O altă regulă ar fi, când vorbim despre alimentație, să alegem alimentele de sezon. Dacă tot suntem în sezonul de trecere, de la iarnă, primăvară, natura și Dumnezeu ne-a dat așa multe minunății pentru ca să ne scoată din astenia
de iarnă, apropo de asenia de iarnă, toată lumea vorbește, de asenia de primăvară, toată lumea vorbește ce să facem, cum să facem, dar noi avem niște comori în această perioadă, deci avem, mă întreabă Nadejda Copzariu, urzica crudă se poate? Nu pișcă? Nadejda, noi consumăm urzica în smoothie-uri verzi sau în pateuri. Dacă vă uitați pe profilul meu, o să găsiți niște rețete unde urzica nu pișcă. Dacă o punem în blender, o consumăm crudă, da, este foarte important să consumăm totul crud, pentru că mâncarea crudă este plină de enzime, plină de nutrienți asimilabili și este o mâncare vie. Deci, ce intră fiind viu, în vie. Ce intră fiind mort, nu avem garanția că ne face bine. De aceea, atunci când vorbim despre o alimentație din care vrem să scoatem tot ce e mai bun, este, recomandarea mea este să o consumăm vie, dar pentru că este mai greu de consumat vie, de exemplu, iată, urzica, în cazul nostru concret, normal că o vom prepara într-un fel anume pentru ca să nu înghimpe. Și ăsta este smoothie, cel mai ușor smoothie sau pateuri diverse. Nu vă recomand să o fierbeți, nu vă recomand nici măcar să o opăriți. Spălați-o foarte bine în apă curgătoare. Dacă nu știți de unde și cum a fost culeasă, atunci puteți să o țineți vreo 10 minute în apă superalcalină, o puteți prepara cu sodă de mâncare sau puteți să o țineți în apa superalcalină de 11,5 pe care o obțineți din aparatul enagic. Leurda, urzica, păpădia, bucuria primăverii, așa este, Nina. Toate le-ai numit tu, bravo. Deci și păpădia inclusiv, am văzut astăzi în grădina, a reușit să iasă și păpădie. Deci toate trei le consumăm la maxim, pentru că undeva citisem că dacă consumăm la maxim anume produsul care, alimentul care ne-l dă natura în sezon, noi practic obținem în primul rând toți nutrienții de care avem nevoie în sezon, plus organismul își face rezerve de nutrienți pe care îi va folosi pe parcursul anului. Deci nu trebuie să ne îngrijorăm foarte mult să marinăm, să conservăm, să punem la congelator. Eu vă recomand să le consumați din abundență, chiar să vă faceți mese separate cu un anumit produs. De exemplu, în familia mea funcționează foarte bine salatele de leurdă, curate. Nu mai punem nimic dacă țineți un pic leurda în apă. Puneți foarte, foarte puțină apă care o să rămână pe urmă și o să o consumați, nu va fi o apă pe care o să o aruncați, puneți foarte puțină apă, un pic de ulei, un pic de sare, sare bună, nu sare albită, și dacă este prea iute pentru a o consuma, puteți să puneți ceva foarte puțin, de exemplu, noi punem ardei roșu sau putem să punem alte frunze, să o amestecăm cu vlăstari și iată, în felul acesta se primește o salată delicioasă. Mai adăugăm și sosuri din semințe și chiar avem o masă completă, deci efectiv câteodată nici nu mai vrem să mâncăm ceva adăugător după așa o masă copioasă. Acum, recent, am consumat din plin seva de mesteacăn. Am avut foarte multe întrebări cu privire la seva de mesteacăn. Nu vând seva de mesteacăn. Nu toate postările mele sunt cu vânzări. Vă rog să încercați să vedeți profilul meu și ca un profil care vinde informație, nu doar produse. Întotdeauna m-am străduit să informația pe care o prezint să fie destul de informativă, dar oamenii caută cu disperare, respect pentru așa ceva, întrebați, nu este o problemă dacă mă întrebați, dar, de exemplu, seva de mesteacăn, cel mai bine să o colectați singuri, căutați-vă mesteceni în jur, poate pe la vecini, este foarte ușor de colectat, nici nu trebuie să consumați foarte multă, de exemplu, de la o crenguță, așa cam cât un deget, puteți se adună cam de seară până dimineață, se adună vreo 250 de mililitri și puteți să consumați
chiar toată familia, măcar câte 50 ml fiecare, pe nemâncate, este foarte, foarte bun. Este o apă electrolitică, ajută foarte bine la schimbul de substanțe, gaze și substanțe în organism și este bine de consumat acum în sezon. La țară avem acum și mintă, și pătlagină, foarte bine. Foarte bine. Consumați-le pe toate. Chiar dimineața, dacă vă duceți, luați-vă o farfurie, un bol, strângeți din toate câte un pic, așa să faceți două mâini bune, bune de frunze asorti. Puneți o jumătate de măr verde, un pic de lămâie, puteți să puneți și o jumătate de centimetru de ghimbir. Dacă aveți fructe congelate, puteți să puneți și ceva pomușoare congelate, de exemplu cu cătină, este foarte gustos, doar că cătina trebuie să o faceți din timp la blender și să-i scoateți semințele pentru că o să fie mai comod de consumat așa. E iute și puternică și miroasă usturoi, leorda. Dar să vedeți câte beneficii pentru sănătate aduce. Leorda conține toți aminoacizii esențiali de care avem nevoie ca și persoană. Și inclusiv sunt unele studii care demonstrează că inclusiv conține și vitamina B12, care este mai rar întâlnită în lumea plantelor, de aceea eu vă recomand să o consumați din plin acum cât este în sezon. Dacă nu reușiți, puteți să o deshidratați și pe parcurs să o folosiți ca și ingredient pentru îmbunătățirea gusturilor mâncărurilor. Există vreo alternativă la apa Kangen? Există apa Kangen, se compară după calitățile pe care le are cu apa de izvor de munte. Dacă sunteți într-o zonă unde puteți să o aduceți, puteți să vă achiziționați vase, fie din, cel mai bine din inox, pentru că dacă v-aș spune de sticlă ar fi utopic, dar eu cunosc persoane chiar aici în Moldova care au găsit izvoare bune, au dus apa la analiză, au găsit izvoare bune și aduc o dată în săptămână, o dată la câteva zile, în butoaie mai mari de inox alimentar, își aduc apa și o consumă, apă de izvor. E foarte important, dacă nu este izvor de munte, să fie o sursă departe de sate sau de ferme sau de locuri unde ar putea fi poluată. Ce beți așa bun? Este apă cu lămâie și cu un pic de suc de Doamne, așa să-mi amintesc ce-am pus. Eu îmi fac semi-preparate în frigider permanent, am câte ceva, de exemplu, asta este cătina albă, făcută din sucul din semințele din ungheni, de la Iurie, Toma și Rodica. Le dau la blender cu un pic de apă și se primește așa un concentrat mai puternic, după care strecor semințele și atunci când dimineață toată lumea este pe fugărite să plece, o îmbogățim, este și o apă, se primește și o apă enzimatică, deci pun 2-3 felii de lămâie, un pic de suc de cătină și se primește o apă foarte gustoasă. În felul acesta și recomandarea mea este să consumați apă gustoasă, pentru că doar în felul ăsta o să puteți să consumați suficientă apă. La capitolul câtă apă să consumăm era următorul meu punct pe listă. Se face o înmulțire foarte simplă, 0,033 litri la kilogram corp în total pe care trebuie să îl consumați. Dacă nu aveți calculatorul aproape, pentru cei care cu adevărat caută sănătatea, vă rog foarte mult să țineți în mintea voastră numărul de 1,5 litri de apă pe zi, deci atâta are nevoie organismul nostru pentru procesele metabolice. Deci atâta trebuie să-i dăm noi
nu nouă, sistemului nostru metabolic. Pentru ca să funcționăm, pentru ca să scriem, pentru ca să gândim, pentru ca să vorbim, permanent în corpul nostru are loc procese metabolice, reacții chimice și așa mai departe. Iată, pentru funcționarea noastră, noi avem nevoie de 1,5 litri de apă. Dacă noi dăm mai puțin decât 1,5 litri, corpul nostru oricum trebuie să funcționeze corect, ce va face el? El va lua din rezervele de urină, le va trece încă o dată prin rinichii noștri și în felul acesta rinichii noștri vor face un proces, o muncă dublă și chiar poate triplă, pentru că va fi nevoit să filtreze apa pe care trebuia să o eliminăm. Deci este un lucru foarte serios, este un lucru foarte important să îi dăm organismului nostru minim 1,5 litri de apă pentru ca să funcționeze, după care tot ce este în plus este pentru noi. Dorim o piele tonifiată? Bem un pahar de apă. Dorim o minte mai clară? Mai bem un pahar de apă. Dorim o figură mai frumușică? Mai bem vreo 2-3 pahare. Deci tot ce este mai mult de 1,5 litri este pentru noi, iar 1,5 litri este categoric pentru altcineva, pentru sistemul nostru metabolic. De ce eu vă recomand cel mai bine să faceți în felul următor? Dimineața v-ați trezit, dintr-o dată, după ce veniți de la procedurile de dimineață, beți un pahar de apă călduță de temperatura corpului de fiecare dată, să vă străduiți așa, pentru că în felul acesta veți economisi din energia corpului. Pentru că dacă beți prea rece, corpul va trebui să o încălzească, dacă o beți prea fierbinte, cum unii obișnuiesc să bea ceai de dimineață, atunci organismul va trebui să o răcească. Deci, umpleți paharul fără două degete cu apă bună, filtrată, după care turnați un pic de apă mai fierbinte deasupra pentru ca să se facă temperatura aceasta de 40-38 de grade și consumați un pahar de apă până când treziți copiii, până puneți o melodie sau un moto sau un video pe care dumneavoastră de mult vreți să-l ascultați, mai beți încă un pahar. De fiecare dată când goliți paharul, umpleți la loc paharul. Deci, în intervalul de timp, până când vă organizați geanta, telefonul, trezirea copiilor, punerea pe masă, gătirea micului dejun, 4 pahare este foarte ușor de băut. Dacă vreți și mai simplu, cumpărați-vă pahare mai mari. Și atunci nu o să beți 4 pahare de 330, de 250, o să beți vreo 3 pahare de 330. Dar dacă vreți și mai ușor, atunci procurați-vă pahar de 440 și o să beți doar 2 pahare și jumătate. Buticurile de apă pură sunt o alternativă bună și apa om. Deci noi am făcut o testare și practic apa care este acum în comerț, aproape toată apa, cea mai bună apă, nu vreau chiar în live-ul ăsta să spun niște nume concrete, dar aproape toată apa pe care am testat-o are un nivel de pH sub 7. Deci pH-ul 7 este un pH neutru, acceptat de către organismul nostru, deși organismul nostru are nevoie de apă de 7,34 minim, dar este acceptabil măcar 7. Deci toate pe care le-am testat erau cu pH-urile mai jos de 7. Deci puteți să o îmbunătățiți ridicându-i cu câteva unități pH-ul prin a pune câteva felii de fructe și vă recomand lămâia, să nu ne ducem foarte departe, deci lămâia sau câteva feliuțe de mere, să le puneți zi cu seară în apă și dimineața o să aveți o apă enzimatică, o apă plină de vitamine și va fi și cu una, două unități de pH ridicată. Deci asta ar fi ca o alternativă bună, temporară, iar pe viitor totuși să vă orientați către un ionizator care o să vă facă o apă cu pH-ul exact de care aveți nevoie momentan. Deci nu o să trebuiască să așteptați ca să se producă aceste enzime în apă. Apa om sau apa pură, așa. Am vorbit despre asta. Încercați să
Deci despre apă am vorbit că trebuie consumată în cantități suficiente. O altă regulă, ceea ce ține de apă, este foarte bine să o consumați până la ora 6 seara, maxim ora 7. De ce? Pentru că la ora 7 seara, rinichii intră în proces de refacere și am vrea să le dăm un pic de recreație. Deci dacă consumăm apă din abundență până la ora 5:30, maxim 6, așa încât să putem pe urmă să avem și o cină până la ora 7, atunci nu veți mai avea nevoie de hidratare până când plecați la culcare, dacă plecați la culcare la ora 9:30, da? Deci ținem cont și de acest aspect, pentru că este important. Vorbeam despre faptul că organismul nostru funcționează exact așa cum funcționează tot în jurul nostru. Deci cum funcționează soarele, cum se rotește pământul și așa mai departe. Și vorbeam despre faptul că de la ora 6 dimineața până la 12, organismul nostru este într-un proces de detoxifiere. Deci noi în această perioadă trebuie să hrănim celulele cu nutrienți adevărați, așa încât acestea să vrea să dea toxinele în schimb nutrienților. Deci doar așa se întâmplă. Exact așa cum ne ducem noi la piață și dăm bănuții în schimb la marfă și oriunde noi ne întoarcem este negoț, așa fel de negoț se întâmplă și în organismul nostru. Celulele noastre, care o viață întreagă nu le-am hrănit așa cum trebuie, ele nu se vor elibera de toxine până nu le dăm ceva în plus bun. Deci, le dăm nutrienți din sucuri care sunt foarte ușor asimilabile. Le dăm nutrienți din superalimente. Putem să procurăm spirulina, clorela, turmericul iarăși este foarte bun, maca. Deci superalimente prețioase le putem lua împreună cu sucurile verzi și în felul acesta vom hrăni organismul nostru la nivel celular și totodată vom beneficia și de eliminarea toxinelor adunate pe parcursul vieții. De la ora 12 până la ora 6, metabolismul nostru este în top. Cineva din nutriționiști zicea că putem să mestecăm chiar și pietricele mici dacă am vrea să facem așa o experiență. Noi nu vrem să facem așa experiență. Dar și în această perioadă putem să consumăm într-adevăr produse care se digeră mai complicat. Regula pe care trebuie să o ținem atunci când consumăm lucrurile mai complexe, alimente mai complexe, să le combinăm cu alimente crude. Și întâi să începem cu ceva crudități, pentru că este important pentru a pregăti stomacul, a pregăti sucul digestiv pentru digestie, să începem măcar cu 2-3 boluri alimentare, deci guri, să zicem așa, de mâncare crudă. Poate fi salată, poate fi pur și simplu un morcov consumat înainte de mâncare, după care mâncarea pregătită termic. În această perioadă putem să ne organizăm și 2, chiar și 3 mese. Deci putem să avem o masă la ora 12, putem să avem o masă la ora 3 și una la ora 6. Ideal ar fi să avem două mese așa mai copioase și o gustare. Ar fi la ora 12 și la ora 4 și vedeți, dacă, de exemplu, la ora 4 ați mâncat ceva mai consistent, cum ar fi o avocado, normal că avocado este destul de calorică, se digeră mai greu și la ora 6 nu vom vrea să consumăm prea multe. De aceea, la ora 6 putem să fim fericiți și cu un suc, iarăși suc verde putem să consumăm sau un desert slab caloric, deci cam așa, după care să plecăm la culcare cu tractul digestiv pregătit să se odihnească și el. Și după ora 6 nu mai consumăm nimic până a doua zi la micul dejun, când de regulă este foarte bine să consumăm fie un smoothie verde, fie fructe. Fructe este foarte
Fructele sunt bine de consumat în prima jumătate a zilei și de fiecare dată să le consumăm doar pe ele însele, să nu încercăm să le combinăm și să le consumăm în foarte multe combinații. Asta este regula 3 din lista mea, să consumăm fructe doar până la amiază, cel mai bine pe stomacul gol și și mai bine să le consumăm singure. De exemplu, într-o zi ne facem dejun de mere, altă zi ne facem un dejun de mango, altă zi ne facem un dejun de pere. Și în felul acesta încercăm să ne simțim regi ale merelor, regi ale perelor și așa mai departe. Atunci când le consumăm în combinații diferite, sunt bune și ele. Duminică, sâmbătă putem să facem așa combinații. Iar atunci când o să încercați să le consumați așa ca și singulare, o să vedeți că ne putem bucura de gust, putem să descoperim niște texturi noi, putem să cum să zic eu, să ne bucurăm de sucul pe care îl secretă ele în timpul mestecării. Este foarte important de mestecat fiecare bol alimentar de cel puțin 40 de ori. Este regula 4 din lista mea. De ce avem nevoie să mestecăm de mai multe ori? Pentru că digestia începe întotdeauna din cavitatea bucală, mai ales digestia, de fapt, digestia carbohidraților. Și dacă noi dimineața consumăm fructe, le mestecăm foarte, foarte bine, le mestecăm în așa fel încât să devină lichide. Și în felul acesta, aproape jumătate din nutrienții pe care îi conțin vor fi absorbite direct de capilare în circuitul nostru sanguin. Vă dați seama ce muncă, de ce muncă am scutit noi deja tractul nostru digestiv. Și în felul acesta ne vom împrieteni cu tractul nostru digestiv, iar el ne va premia. Pentru că atâta timp cât suntem buni cu corpul nostru, buni cu sistemul nostru imunitar, cu sistemul nostru digestiv, atâta timp el pur și simplu ne premiază și foarte curând o să vedem că de multe lucruri pe care le credeam noi că sunt parte din noi, au dispărut, pur și simplu așa au dispărut. Eu am trecut așa o perioadă foarte interesantă. Eu de mic copil, de când mă țin eu minte, nu știu, de la 2 ani țin minte unele lucruri, înseamnă că de atunci mă țin eu minte. Când mă ridicam brusc de jos, amețeam. De mică țin minte și la educația fizică, la școală, oriunde eram, eu țin minte că trebuia să mă ridic foarte lent. Și de fiecare dată când mă ridicam, trebuia să mă așez, să-mi revin. Uitați-vă că după o perioadă, nu mai țin minte cum mi-am dat pur și simplu seama că nu mai am aceste amețeli. Pot să mă ridic foarte repede, brusc și să pornesc în alergarea mare. Sau... Și foarte multe lucruri care noi cândva am crezut că sunt parte din noi, nu este neapărat să fie parte din noi toată viața noastră. Noi de ele putem să scăpăm. Cum să fim și să arătăm tineri la o vârstă înaintată? De exemplu, cum arată Vladimir Putin, Ion Iliescu, numai nu ăștia, Lucian. Ăștia, nu-i atât de important să arăți tânăr cât să arăți și adecvat. Deci, când vorbim despre longevitatea celulară și tinerețea corpului nostru, în primul și în primul rând ne referim la o capacitate de muncă sau la o calitate a vieții bună. Nu vreau să înțelegeți că vreau să promovez aici tinerețea fără nicio valoare omenească, de aceea o să vă rog să încercăm cu toții să punem în echilibru tot ce facem noi, deci pe de o parte alimentația, pe de altă parte grija de relațiile noastre cu ceilalți, de relațiile noastre cu noi înșine,
de cum, faptul cum gândim, faptul cum iertăm, la fel exercițiile fizice, pentru că toate împreună vor contribui la calitatea vieții noastre. Și dacă vorbim despre sus menționații că arătau bine la acei ani, eu nu știu, trebuie probabil să-i întrebăm pe ei dacă o să facă life-uri. Ce vă pot spune eu, am văzut atunci când mi-am făcut studiile în Statele Unite, persoane la 82 de ani care făceau exerciții în sala de sport alături de cei de 40 și sau 30 chiar. Deci putem lucrul ăsta să-l obținem și în felul acesta calitatea vieții o să crească foarte mult, o să putem să ne bucurăm mulți ani de acum încolo de tot ce ne oferă viața, pentru că eu cred că mulți dintre noi ar vrea și la 60 de ani să poată să facă ceea ce făceau la 20 și. Și iată, lucrul ăsta noi putem să-l obținem. Este în puterea noastră să reversăm tinerețea noastră. Chiar putem lucrul ăsta să-l facem. Și printr-o disciplină alimentară, printr-un mod sănătos de viață, printr-un echilibru psihoemoțional, putem să obținem aceste lucruri și să fim mai buni și să avem o viață mai calitativă. Exact, și eu aminteam asta de Ludmila. Ludmila, să-mi spui exact la ce te refereai. Amețeam. Așa, deci amețeam. Da, amețeam, da. Bravo, Ludmila! Sper că și tu ai implementat reguli de sănătoase de trai și vorbești despre amețeli la timpul trecut. Mă bucur foarte mult. Nadejda știe despre Putin, care are multe operații plastice. Noi putem să mai și glumim, slava Domnului, că suntem într-o țară liberă și putem să mai și glumim. Eu mă bucur că sunteți cu simțul umorului. Haideți să vedem ce avem pe lista noastră pentru primii pași într-un stil de alimentație sănătos. Deci vă mai recomand ca o dată în zi, măcar o dată în zi, să vă organizați conștient o masă verde. Fie că este un smoothie verde, fie că este o salată foarte copioasă, încercați să planificați această masă, pentru că să știți că dacă noi plecăm la lucru așa cum am obișnuit noi de ani de zile să plecăm și poate găsim noi ceva întreagă să luăm de la vreun restaurant. Acum sunt într-adevăr restaurante care poate să-ți ofere o masă verde, dar cel mai bine este să o planificăm de acasă, pentru că în felul acesta va fi mult mai rentabilă din punct de vedere financiar, plus că combinațiile le putem face noi înșine și nu vom fi dependenți de combinațiile sau ideile altora. Smoothie-ul este cel mai simplu ce putem face, îl luăm cu noi la servici, este plin de nutrienți, este ieftin și foarte simplu de făcut. Așa. Lucian nu se lasă, îi place de Putin. Lucian, tu poți să te împărtășești cu rețetele pe care tu le prepari aici în chat, pentru că știu că ești foarte ingenios și creativ și ai și tu foarte mult de împărtășit. Așa, despre Nina Ceban ne întreabă cum să înțeleg combinațiile. Despre combinații este, pe de o parte, foarte complex, este un lucru foarte complex, pe de altă parte este foarte simplu. O să vă spun astăzi partea simplă a combinațiilor. Partea combinațiilor constă în a consuma fructele, am zis, deoparte. Deci fructele nu se combină absolut cu nimic. Și atunci când avem alimente proteice, deci cu mai multă proteină și alimente cu mai mulți carbohidrați, majoritatea au și de una și de alta, dacă e să o luăm așa foarte franc, să zicem așa, da? Dar sunt, de exemplu, iată, nucile. Sunt cu foarte multe grăsimi și foarte proteice. Ele vor fi în categoria
proteinelor sau semințele oleaginoase, iar fasola, alte leguminoase, rădăcinoasele, toate sunt, vor face parte din categoria carbohidraților. Iată, acestea nu sunt bine de combinat. Deci întotdeauna proteinele le vom combina cu frunze, cu verdețuri, cu salate, cu vlăstari, iar tot ce și la fel carbohidrații la fel vor face un mariaj foarte bun cu vlăstarii, frunzele și frunzoasele. Iată, aceste combinații trebuie să ținem cont de ele. Dacă sunteți la un regim alimentar omnivor, să zicem așa, din ăsta obișnuit, la fel, regula este aceeași. Carnea niciodată nu se combină cu fasolele, orezul sau oricare alte crupe și crupele trebuie consumate singure, doar combinate cu salate. Deci asta este foarte simplu, noi le recunoaștem deja pentru că se vorbește foarte mult despre acestea și atâta timp cât ne vom strădui să atragem atenția la combinații, vom vedea beneficiile în organismul nostru. Crișca verde hidratată pe noapte e ok de combinat cu fructe sau nuci sau nu. Deci hrișca verde, spuneam mai devreme că fructele este bine să le consumați singure, așa o combinație ar putea merge la copii pentru că ei au un metabolism mai rapid. În cazul în care noi vrem într-adevăr niște beneficii palpabile, atunci hrișca vom vrea să o consumăm singură sau în combinații cu frunze, de exemplu o salată bogată de frunze cu hrișca ca felul 2 sau ca un fel ca un prânz, de exemplu, ca o mâncare în felul acesta. Dacă dorim să facem un terci de hrișcă pentru copii, atunci am putea să facem un lapte vegetal și mult mai bine ar fi hrișca combinată cu laptele vegetal decât cu un lapte convențional și atunci pentru copii puteți adăugați un pic de fructe uscate sau fructe de sezon, nu este o problemă, dar pentru noi, de exemplu, în perioade în care noi vrem să urmărim un anumit scop, o însănătoșire așa mai profundă, atunci v-aș recomanda să vă abțineți de la așa combinație. Doamna Lucia, am înțeles bine, leguminoasele sunt carbohidrați. Da, leguminoasele astea, de fapt, sunt toate boboasele. Noi le mai numim boboase, fasolele și ele se combin cu frunze foarte bine. Frunze, vlăstari, tot ce este verde. Se pot trata alergiile, bolile autoimune, de exemplu alergia la portocală, hepatită. Da, Lucian, cu așa alimentație se pot trata foarte multe, reversa, am zis mai devreme, reversa anumite probleme care medicina noastră le consideră netratabile. Și este un... Este mai mult de vorbit la această temă, dar am avut în practică copii care au tratat tractul digestiv. Practic, alergiile nu sunt altceva decât un intestin defectuos, un intestin gros permeabil și bolile autoimune la fel sunt ca și rezultat a unui intestin bolnavicios. Dacă tratăm intestinul, se tratează 80% din problemele pe care le are omenirea astăzi, pentru că majoritatea problemelor se iau de la un intestin defectuos, un intestin care fie că este murdar, fie că este între timp obosit, lent, se mai spune un intestin lenos. Deci toate lucrurile acestea noi le putem obține printr-un regim și o disciplină alimentară, fără a trebui să ținem de niște tratamente foarte dure, hormonale și medicamente care, pe de o parte, te-ar ajuta, dar strică foarte mult. Cum preparați cătena pentru ceai și pentru apă? Care o folosiți. Cătena înghețată acum o folosesc, cu părere de rău nu există altă soluție.
La un litru de apă, un litru și jumătate, pun cam 200-300 de grame de căetină. Le dau la blender turații mari, vreo un minut și jumătate, după care strecor. Și iată apa aceasta care se primește. E o concentrație mai mare, eu dizolv deja după cum copiilor le place. Și în felul acesta o consumăm. Este foarte gustoasă, se poate de adăugat și un pic de miere pentru copii. Și atunci chiar se primește o apă tare gustoasă. Ce părere aveți despre paraziți și cum îi curățim? Paraziți, cred că vreți să spuneți, da? Deci, despre paraziți. Paraziții nu trăiesc în mediul alcalin. Dacă noi vom consuma produse crude, 80% crudități, cât mai multe sau cel puțin produse de origine vegetală, vom îngera poate, dar ei nu își vor face cuib la noi în intestin, pentru că nu îi vom hrăni. Dacă deja îi avem o perioadă de o săptămână, două săptămâni de regim alimentar cu factor glicemic mic, adică practic să excludem tot ce conține zahăr, inclusiv fructe, vegetală, ei nu vor avea ce consuma și vor muri. Normal că sunt diversi paraziți intestinali, unii mor mai repede, unii mai încet. Sunt complexe întregi de parazitare, tot așa pe bază de plante. Știu că au coral, un sistem foarte interesant. Nuca neagră este foarte bună. Schema pe care trebuie să o folosiți la deparazitare este de 2 săptămâni. Luați conform recomandărilor 2 săptămâni pauză și după aia repetați iarăși 2 săptămâni, pentru că în pauza aceasta se vor maturiza cei ce au fost atunci în ouă, știți? Și atunci când repetați, vă debarasați de paraziți pe tot restul vieții. Și noi până la regimul alimentar omnivor făceam deparazitarea cu întreaga familie o dată în an, categoric, așa ca și profilaxie, iar după ce am trecut la regimul alimentar naturist, am tot întrebat de domnul doctor, domnul Radu Pop, ce trebuie să facem, tot așa ca și profilaxie, și dânsul ne-a spus așa, că atâta timp cât noi consumăm corect, consumăm doar produse de origine vegetală, pentru că paraziții se hrănesc în mare parte cu produse, cu resturi de produse de origine animală. Paraziții pur și simplu nu își fac cuib în organismul nostru și noi nu avem nevoie de deparazitare. Doamna Lucia, salvați video, vă rog, aș vrea să îl poată asculta și mămica. Da, o să fie salvat, o să fie în feed-ul meu de pe Instagram. Lilia Crăjanovski, la coral, ce ține de cont de aceste etape, 2 săptămâni, apoi pauză și iarăși 2 săptămâni. Eu nu știu la coral dacă se ține anume așa, eu știu că produsele lor sunt bune, au și nucă neagră. Nu știu exact cum ei recomandă, dar asta am învățat în Statele Unite, că se face anume așa, deci 2 săptămâni se administrează conform recomandărilor, după care 2 săptămâni pauză și după asta încă 2 săptămâni. Cam așa este schema pe care am auzit-o și la alți nutriționiști, pe care o folosesc cu succes. Copil de 4 ani a scăpat de paraziți cu usturoi. Este foarte bine dacă ați reușit. Este un pic mai dur tratamentul acesta, dar dacă l-ați reușit, este foarte bine. Felicitări! E dăunător laptele de vacă, dar de la alte animale. Deci, laptele animalelor se recomandă să fie consumat de către puii lor. În general, așa a fost creată natura, ca să fiecare pui să aibă și să se hrănească cu lapte atâta timp cât are nevoie de aceasta, iar noi, maturii, vom putea produce un alt fel de lapte din plante,
din diverse plante, cel puțin eu am încercat 12 tipuri de lapte, fiecare din ele delicios în felul său și se poate combina și cu fructe laptele vegetal, chiar dacă nu este o combinație tocmai în top, dar cel puțin nu-ți dă problemele pe care ți le dă atunci când faci combinații greșite cu laptele de vacă. Așa, bilă leneșă, asta poate fi tratată. Da, Lucian, poate fi tratată. Nimic nu este leneș. Noi suntem leneși. Noi suntem leneși și am auzit acum diferite versiuni și de intestin leneș și acum, iată, bilă leneșă nu am auzit până acum, dar bănuiesc că știu la ce tu te referi. Se poate reversa și lucrul acesta. Laptele vegetal de nuci se poate de fiert. Teoretic, cred că se poate, dar nu știu de ce ați vrea să-l fierbeți. În primul rând, laptele de nuci trebuie neapărat de făcut, de preparat din nuci hidratate. Trebuie să le puneți de cu seară la muiat și a doua zi să-l preparați cu un pic de apă călduță și să-l adăugați atunci când terciul este gata. Terciul fierbeți-l pe apă, doar pe apă, și atunci când o să fie cam de temperatura 40 de grade, 41-2 de grade, pentru ca să nu-i stricați din compoziția enzimatică acestui lapte. Acest lapte este o comoară pentru corpul dumneavoastră și nu vă recomand să-l stricați prin fierbere. Bună seara, putem trata helicobacterul și gastrita cu produse vegetale? Da. Deci, cu privire la helicobacter, a fost descoperit misterul, pentru că până acum se trata doar cu antibiotic. Și misterul descoperirilor este că noi putem trata acest parazit care ne dă atâta bătaie de cap prin a-i îngrădi accesul la înmulțire. El se înmulțește doar în mucoasa stomacului. Se presupune că, și asta este adevărat de fapt, că stomacul nostru are microleziuni, din diferite motive, fie că a fost excitat de diversi excitanți digestivi sau așa, deci la acest aspect pot să vă povestesc în mai detalii cum se excită mucoasa stomacului nostru. Și în aceste leziuni microscopice, practic, helicobacterul își depune ouăle, se înmulțește și dacă noi, timp de minim 2 săptămâni, eu vă recomand tot ce vă recomand 21 de zile, asta este ca minim, perioada minimă când trebuie să faceți o schimbare, vă recomand ca înainte de fiecare masă să consumați apa de in. Este rețeta cum se prepară, dacă dați în căutare pe Google apă de in cu Lucia Gavriliț, o să-l găsiți, se prepară foarte ușor. Înainte de fiecare masă, apă de in, chiar dacă este o gustare simplă, dar ziceam că gustări deja de azi înainte nu o să mai avem, și pe timpul zilei măcar o masă să fie cu mâncare gelatinoasă. Deci chia, la acest capitol este campioană, puteți să faceți mâncare de seară din chia, desertul de chia, dacă e vorba de copil, dacă e vorba de matur, la fel sunt diferite rețete, la fel inu, pe post de mâncare, deci sunt foarte multe rețete cu produse care la înmuiere lasă un pic de gelatină și în felul acesta se creează un fel de pansament stomacal și această bacterie nu mai poate să se înmulțească. Și iată, timp de 21 de zile, dacă faceți lucrul acesta, o să vedeți îmbunătățiri cu privire la indicele helicobacterului. Înghițitul usturoiului pe nemâncate de dimineață poate fi periculos sau util. Eu vă recomand seara. Seara înainte de culcare, el va avea și un efect de lichefiere a sângelui, de subțiere a sângelui și în felul acesta veți avea și efectul, este și antiparazitar, antibacterian,
își va face cu mult mai bine funcția seara. Și da, înghițit, da, pentru că în felul acesta nu veți avea miros a doua zi și va fi mult mai eficient. Așa. Am vorbit despre cam toate de pe lista mea. Mi-a mai rămas ultima culcatul la ora 10. Vreau să vă zic că de foarte multe ori Lucian mă întreabă, se poate reversa prin intervenție chirurgicală? Mă refer la bila leneșă. Se mai numește bila strangulară. Lucian, să știi că eu să mă interesez de asta. Prima dată de la tine aud despre bila leneșă. Dar cert îți spun acum că prin intervenție chirurgicală nu putem să rezolvăm foarte multe lucruri. Trebuie să mă documentez ca să răspund la această întrebare. Aveți ceva remedii pentru pietre la fiere? Sunt remedii naturiste pentru pietre la fiere. Este foarte important să știm dimensiunea lor. Și vă pot răspunde la această întrebare eventual la o consultație individuală sau într-un alt live. Usturoi cu miere folosim dimineața pe stomacul gol. E bine așa sau trebuie seara? În primul rând, combinația aceasta nu o văd foarte, foarte bună, mierea cu usturoiul. Eu v-aș recomanda, dacă puneți miere de atât ca să nu ardă usturoiul, să-l înghițiți întreg și cel mai bine seara. Așa, am înțeles. Dischinezii biliară, da. Despre dischinezii biliară am auzit. Lucian, într-o conversație individuală o să pot să te ajut cu câteva sfaturi la acest capitol. La fel, vorbeam mai devreme că multora le spun că trebuie să-și procure un aparat scump, de exemplu, sau trebuie să-și facă nu știu ce modificări de regim alimentar sau de regim de lucru și parcă le acceptă pe toate. Iar când ajung la somn, îmi dă totul peste cap, zic că doar asta nu pot. Oare de ce? Pentru că este cel mai simplu. Seara nu aprindem lumina albă, toate gadgeturile le lăsăm afară în coridor. În dormitor categoric nu intrăm nici cu carte, nici cu telefon, nici cu calculator. Televizorul este bine tot descos din dormitor. Și să intrăm la culcare, să ne culcăm și să dormim. Pentru că corpul nostru este atât de minunat creat încât Dumnezeu a făcut așa ca între ora 10 și ora 2 corpul nostru să producă cel mai scump medicament din lume, anticancer. Deci dacă noi pentru un gram de medicament din ăsta putem să dăm câteva mii de dolari pentru ca să fie injectat, uitați-vă că dacă dormim de la 12, de la ora 22 până la ora 2, noi facem acest medicament gratis. Și de ce ar trebui noi să ne ducem undeva să muncim nopțile și zilele ca să ne ducem în Turcia și să plătim pentru o chimioterapie nu știu câte 10.000 de euro, când putem pur și simplu să ne ducem la culcare la ora 10 și să fim sănătoși, să ne bucurăm de viață, de familie și să facem lucrurile pe care noi le-am visat să le facem. Să citim cartea pe care noi am pus-o de mult pe raft să o citim, dar din lipsă de timp nu putem să o citim. Cine nu își face timp acum de somn, pe urmă o să trebuiască să-și facă somn de spital. De aceea eu vă recomand cu toată seriozitatea și cu toată dragostea să vă faceți timp așa încât la ora 10 să fiți în pat și să dormiți orele până la 12 categoric. Dacă aveți mult de lucru, vă puteți trezi mai de dimineață, să le reușiți pe toate și să fiți sănătoși. Doamna Lucia, pentru a avea dinți sănătoși, ce putem face? Să mâncăm multe legume crude. Mi-a făcut plăcerea să vă văd atât de activi în această seară. O să planific, să știți că mi-a plăcut experiența. Am mai avut câteva experiențe doar de live, dar am așa o fobie foarte mare față de toate gadgeturile acestea de ultimă oră, iar acum am un ajutor foarte mare, Tatiana Larin, care e alături de mine ori de câte ori am nevoie.
Și acum am tot mai mult curaj să pot să ies în fața voastră și să mă împărtășesc cu ceea ce am învățat, ceea ce am experimentat, poate chiar mai important decât învățatul. Anul acesta o să facem 13 ani de când suntem la această alimentație extraordinară, la acest stil de viață extraordinar. Vreau să vă mărturisesc chiar ca în fața lui Dumnezeu că în fiecare an mă simt tot mai bine și mai sănătoasă și mai tânără. Și din toată inima îmi doresc să împărtășesc tot ceea ce am realizat pe parcursul acestor ani ca să avem o societate tânără, frumoasă și minunată, așa cum sunteți voi acum aseară. Cum putem individual să discutăm. Eu ofer consultații individuale, dacă sunteți interesați, mă contactați în privat și putem să stabilim programe de lucru pe durată mai îndelungată de timp, pentru că sunt persoana care vreau să mergem la țintă cu pași mici, dar siguri. Sau dacă sunteți o persoană căutătoare și vă trebuie doar un imbold foarte micuț, ne putem întâlni timp de o oră la o consultație unde vă dau tot de ce aveți nevoie pentru a merge mai departe singurei. Vă așteptăm cât mai des în live-uri. Vă mulțumesc, Svetlana, pentru încurajare și Nina Ceban îmi mulțumește pentru sfaturi. Vă mulțumesc vouă că ați fost activi, să știți că lucrul acesta mă ajută și mă încurajează să am mai mult curaj pentru data viitoare. O să încerc să fac live-urile acestea cu o periodicitate stabilă, așa încât să vă intre în îndeprindere că, uite, la ora cu tare, în ziua cu tare, este bine să ne întâlnim. Dacă doriți să contribuiți la decizia privind ora și ziua când ar fi cel mai bine să avem câte un live așa cu consecutivitate, să nu o luăm de fiecare dată de la început, dar să mergem următoarea dată la alt nivel, să îmi trimiteți în timp întrebări ca să mă documentez și să pregătesc într-adevăr să fie niște live-uri consistente și productive, atunci eu vă invit, veniți cu propuneri și eu vă sunt și vă stau la dispoziția voastră. Vă îmbrățișez virtual, vă doresc o seară bună, să fiți minunați și minunate și minunați și să vă bucurați de viață. Toate bune, faceți alegeri sănătoase!